O va desfie și cu bonjour. Bă, de multe ori uitați cum e în viață, că păi am o grămadă de produs pe aici. Văd că vecinul cam vinde terenul. Asta e. L-am când mă, vine seara, a venit cineva, a văzut și a început să defrișeze un pic așa, pentru că au crescut brăduți, dar brăduții ăștia de fapt cred că îi scot mai ușor și îi plantez imediat, pentru că el nu are nevoie de așa ceva. El a început să defrișeze ca să se vadă terenul, să zic. Normal, dacă cineva vrea să vină să facă o construcție, nu trebuia să vadă brăduș de ăștia, nu vezi că a tăiat și un de la pe acolo. Crengile astea pe aici. Ăsta, e la ăsta când l-am auzit când l-a tăiat pe ăsta și am zis, băi, aruncă-l la mine pe partea altă și, nu, că și el are de-astea pe, cum îi spun eu, pe lemn, da, vecinul e vecin. Uitați, bine, nu i-a tăiat că e pădure aici, i-a tăiat pentru că e un teren constructibil, să nu înțelege greșit, nu se taie ca în România. Cresc, dacă a fost abandonat terenul atât timp. Stai, vreau să vă, ia uitați, crengi aici. Bine, că astea, pot să le, da, și a venit, a văzut un pic și cu, sunt în construcții pe acolo, și mai fur pietre după la el, hai, opa, normal, bun, nu mai intru în detalii, am vrut doar așa să vă arăt niște chestii, de fapt vreau să vorbesc alt subiect, nu neapărat de, că nu e de frișare, nu e nimic ilegal aici. Eu am venit ca să văd, să văd ce a făcut el, dar e la el pe teren. Da, vă spunem de respect, mă. Pe aici nu are respect față de mine, sau și el dacă vine la mine. Apropo, când am fost plecat, el mi-a luat corespondența, mi-a trimis unde eram, mă rog, sunt niște chestii care nu aveți cum să înțelegi. Asta e un teren la 100.000 de euro. Dar am fost și eu aici, am practic, dar ăștia mă interesează câțiva. Pentru că oricum sunt, să zic, dacă nu îi replantezi, bine, cu buldozerul face trasament, păi și nu știu, știi? Haideți că vă las, că mă sună cineva. Haideți, numai bine, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, arrivederci.